În acest videoclip voi vorbi despre sistemul de reglare a adâncimii și despre componentele care intră în acest sistem. Ne uităm la mânerul în T, la marginea de aici, la brațul roții de calibrare. E foarte important să verificați dacă aceste componente sunt uzate, deoarece dacă mă uit la un braț al roții de adâncime ca acesta, cu o gaură mare sau material lipsă și există uzură mare pe margine aici și o pată mare înainte și înapoi. Dacă îmi setez mânerul în T la 6 cm, e posibil să semăn la 8 cm și nici măcar să nu-mi dau seama. Iar această diferență va varia de-a lungul semănăturii, deoarece fiecare rând se va uza într-un ritm diferit. E important să rețineți că este posibil ca semănătoarea să nu aibă un sistem de reglare a adâncimii care să arate exact ca acesta, dar toate semănătorile funcționează după același concept sau unul similar în care avem un opritor și un metal pe metal care se va uza diferit pe întreaga semănătoare.